Domnule doctor, bună dimineața, mă bucur că sunteți din nou cu noi. Bună dimineața și mă bucur foarte mult că ne reîntâlnim. Astăzi vorbim despre durerile de cap. Să știți că am avut și o întreagă discuție cu telespectatorii care au și ei tot felul de remedii, de la apă până la cartof și să ne legăm la cap, că dacă nu te legi la cap, te doare capul. Am urmărit în mare discuția. Așa. Bun. Așa. Haideți să începem printr-o simplă întrebare. Dacă sunt mai multe tipuri de durere de cap, câte există și care sunt cele periculoase? Mai întâi să definim noțiunea. Aha. Se zice cefalee. Păi și nu se zice așa? Cefalee? Cefalee. Când spui cefalee, înseamnă că ceva curge din noi. Că normal, în mod normal, ar trebui să se spună cefalalgii, durere. Când spui otoree, înseamnă că scurge urechea. Când spui sialoree, că scurge saliva. Iar cefalie n-are ce curge. Și atunci să spunem cefalalgii. Dar pentru că toată lumea spune cefalee, să spunem și noi cefalee. Bine? Ne acceptați așa cu termenul acesta. Bun. Acum, spune că dureri de cap. Dar ce este capul? Capul este extremitatea la om superioară, la animale este anterioară. Că animalele merg orizontal și atunci capul lor este anterior. La om, pentru că e vertical, este extremitate superioară, unde sunt organele de simț și sistemul nervos central. El este susținut de coloana vertebrală și deasupra e acoperit cu păr. În cap sunt extremitățile aparatului digestiv, gura și restul, și respirator. Și ei sunt organele de simț. Ei bine, în creierul nostru sunt peste, ceva foarte interesant, peste 200 de miliarde de celule. Toate în strânsă legătură cu ele, 200 de miliarde. Și nu ne dor deloc. Fiecare neuron în parte, el dă durerea. De exemplu, când ai o durere de măsea, nu? Te doare măseaua. E un singur nerv. Gândiți-vă că avem 200 de miliarde de celule și nu doare capul. Vă dați seama ce minune în partea lui Dumnezeu? Sunt atâtea neuroni câte stele sunt în Calea Lactei în creierul nostru. Și nu dor. E bine, cu părere de ăla, foarte mulți oameni au dureri de cap. Doare cap. Și atunci trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Încă ceva. Întâi să mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că nu mă doare capul. Și asta nu e glumă. Mulțumim lui Dumnezeu. Și a doua problemă. Să mulțumesc lui Dumnezeu că mă doare capul. Pentru că ea anunță că e ceva înăuntru. Că de multe ori se întâmplă că sunt boli care n-au nicio durere. Boala avansează și când te trezești deja e prea târziu. Și în momentul în care apare o durere, spui, mulțumesc lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva. Ia să vedem. Și atunci facem un inventar. Așa, acum sunt dureri că în general sunt săcăitoare, nu ne plac. Sunt clasificate în două categorii. Unele sunt primare, adică cauza este doar superioară, și ele se numesc esențiale în medicină. Când nu știi ceva, spui că e esențial. E interesant. Ci că este o durere esențială. Iar cel secundar are altă cauză, nu doar cea primară. Acum, cele primare sunt de trei categorii. Eu să vi le expun. Așa. Și fiecare să vă găsiți cam în ce categorie aveți aceste dureri. Prima Bun, se numește cefalee tensională. A doua se numește migrenă, vedeți că e deosebire. Și a treia este cefalee cluster sau înciorchine. Astea sunt principale. Secundare datorită unei lovituri, tulburări vasculare, infecții, tulburări metabolice, tulburări de faciale sau craniene, nevralgii, Doamne ferește, tumori sau infecții. Deci durerea de cap anunță că s-a întâmplat ceva. Acum, domnule doctor, sunt atâția oameni care se confruntă cu durerea de cap, poate săptămânal, poate mai des, dar când să ne îngrijorăm? Asta e întrebarea. Acum să le luăm pe rând. Ce acesta tensional? Apare în episoade, stări de cefalalgii, intensitate ușoară sau moderată. Adică nu simți că stai numai în cap, îți pui trei perne în cap și plângi. Aceasta are intensitatea, deci ușoară și moderată, nu afectează activitatea zilnică, nu se amplifică la efort fizic,
durerea e bilaterală și nu e pulsatilă. Atenție, sunt unii care au dureri pulsatile. Doare. Și simți ca și când ar pulsa această durere. E senzație de apăsare, de strâmtoare sau de durere. Nu dă greață, această ieșire tensională. Nu dă vomă, nu dă foto și fonofobie, adică nu te enervează când ia un zgomot sau când e lumina multă. Durerea ține între 15 minute și 7 zile, efortul fizic nu o amplifică, poate să apară la 15 zile pe lună sau 180 de zile pe an. Asta e cea cronică. Deci unii au aceste cefalalgii de întâmplător, alții o au cronică. Și deci dintr-o lună, jumătate din lună îi dor capul. Oamenii în general se autotratează aici. Și sunt diverse alte probleme musculare, de exemplu, la nivelul gâtului, feții, scalpului. În special apar la cei care stau toată ziua la calculator, care nu-și mișcă capul, care se uită în microscop, cei care sunt ceasornicari, muncă de detaliu, în stres, în stări conflictuale, în stres emoțional, în anxietate, în depresii. Deci omul trebuie să urmărească. Dom'le, când îmi apare mie durerea asta? Apare de asemenea când se consumă alcool, cafea, tutun, când omul sare peste mese, în răceli, guturai, gripă, apropo, gripa, așa, sinuzite, este ca un fel de bandă de presiune în jurul capului. Dă disfuncții și orofaringene. Nu există criterii clinice foarte mari și nu sunt leziuni organice. Deci asta este prima categorie, durerea tensională. Și cred că foarte mulți din cei care ne-au ascultat și-au dat seama că ei cam au asemenea dureri. Domnule doctor, înainte să începeți să ne povestiți de a doua categorie, vreau să vă întreb că am auzit un lucru și nu știu dacă e adevărat. Am auzit eu că dacă te doare capul mai mult de 24 de ore... atunci este grav. Adică durerea trebuie să înceteze în 24 de ore dacă e ceva trecător. O durere neesențială sau cum se numește? Sau esențială? Nu, esențială înseamnă că nu știi cauza. Aha, bun, știi cauza. Nu știi cauza. Dacă bun. Are altă cauză, e secundară. Secundară. Deci ai o durere secundară, dar nu trece cu niciun efort, niciun remediu, nu trece în 24 de ore. Și am înțeles că dacă în 24 de ore durerea persistă, ar trebui să-ți faci griji. E adevărat? Evident că da. Adică dacă vezi că în câteva ore nu trece durerea, trebuie să te întrebi de unde a venit. Că ea nu vine așa dintr-un foc. Are niște cauze. Și atunci se cauți cât se poate să menajezi organismul de cauzele care respectiv dau asemenea dureri. Am amintit aici. Poate să fie și consum de alcool, de cafea, supărare, lovituri, tristețe. Te enervezi, domnule. Uite, m-am enervat și a început să mă doagă capul. Ce mi-a zis două, sau auzi o veste tristă. Nu? Ce-i în fond durerea de cap? Creierul nostru e hrănit cu oxigen prin vasele de sânge. Când nu e bine hrănit, el începe și plânge. Mă doare capul, omule, trezește-te, mă doare capul. Deci omul spune, stai bă, de ce te doare capul? Ce s-a întâmplat? Ce ți-am făcut? De ce cauza ai apărut? Și atunci începe un mic dialog și căutăm să vedem aproximativ care ar fi cauza. Și cât se poate să înlăturăm. De exemplu, cum s-a spus foarte bine, dacă nu bei apă, nu ajunge suficientă apă, nu se hrănește bine creierul și atunci doare. Bei două căni cu apă, crește cantitatea de sânge în organism, hrănește bine creierul și s-a trecut. Deci, în mare, trebuie să ne punem și noi puțin diagnosticul, cam ce-o fi. O altă întrebare. Aceste dureri poate repetate de cap, ușoare, trec cu anumite remedii, de la apă până la un medicament ușor, pot conduce sau netratate, durerile acestea de cap, netratate, frecvente, pot conduce la migrene sau migrenele se declanșează indiferent de... E de altă categorie. Aha. Migrena este altceva. Acum o să urmeze migrena. Bun. Asta, la fel, migrena, nu se știe din ce cauză apare. Apare brusc. Poate să fie moderată, poate să fie severă, în general e pulsatilă,
sâcâie și te enervează și migrenele în general apar, mare atenție, cu un fel de aură. Aură înseamnă că te anunță, deci cei care au migrene, înainte de a apărea criza respectivă, au o aură, adică fie același miros, fie niște furnicături, fie o lumină, fie amețel, fie greață, fie zgomote, fie vărsături. Deci deodată, brusc, te anunță aura. Domnule, îți vin. Te bucuri? Nu te bucuri? Nu te bucuri. Apărut. Da. E, am venit, am sosit. Și atunci omul știe, ah, o să mă doare capul. De ce? Care? Aură. Deci astea au aură. Pot ține de la 4 ore până la 3 zile. Și poate să aibă 1 până la 4 pusee. Adică vine un rând, când s-a trecut, vine altul. Și dă tot felul de probleme, v-am spus acum. Toate acestea fac ca să anunțe că ceva nu merge bine. Sunt și ereditare, adică au și părinții, pot avea și copiii. Și se dă și ele, cum apar acum? Deci, mare atenție, dacă aveți migrene, adică aceste dureri, care în general sunt unilaterale, care dor, care pulsează, care atenție, sunt cam unilaterale, deci ai lante, doare tot capul. Ești o singură parte a capului, fie dreapta, fie stânga, așa? Poate să apară că nu mai dorm normal. Când se bea alcool, tutun, cafea, când apar zgomote, lumini, sunt oameni care nu suportă anumite zgomote și când apare zgomotul, de exemplu, stai acasă și începe vecinul să facă tot felul de orificii în perete și în secunda aia s-a declanșat migrena sau anumite mirosuri, anumite parfumuri, anumite tristeți, câte o persoană îi zice o vorbă bună și îl doare capul. Când se sară anumite mese și asta este o problemă. Asta este și întrebarea unui telespectator. Are și dieta vreun rol în durerea de cap, în combaterea ei? Adică hrana dă în organism glucoză. Glucoza hrănește creierul. N-ai mâncat, creierul nu este hrănit și atunci evident o să apară migrenele. Deci ce am spus de migrene? Că astea în general apar brusc, pot fi moderate sau severe, în general se anunță, spuneam, și cu miros, cu amețel, cu greață că vin, da? Și se agravează la efort, nu poți să mergi pe scări, nu poți să mergi pe jos, stresul le amplifică. În prima parte nu, mă doare capul, dar pot să fac orice, aici nu mai faci orice. Momentul în care apare asta, te zăpăcit. Deci, și este foarte, foarte. Și atunci trebuie din nou, că acum o să urmeze partea a treia, după ce spun și celelalte care se numesc durerea respectivă, se numește, se scrie cluster, se citește cluster, da? Cefaleie, tipul sau chip, dacă vreți, ciorchine, grupare. Asta e cea mai frecventă, cea mai severă, are caracter de arsură sau ceva ascuțit, pot fi și ele continuă sau intermitente, apar în criză, pacientul nu poate să stea pe loc, se mișcă tot timpul, poate să fie dureri și în spate sau apar dureri la nivelul ochilor, în spatele ochilor, în spatele de modificări, chiar dacă se poate așa, modificări a culorii ochilor, a întregii feței, anumite regiuni, deci asta este mult. Și se pare că ar fi o nevralgie de trigemen. Trigemen sunt trei gemeni. Este așa. Un nerv, a cincea pereche de nerv cranien, numită trigemen. Și are o parte oftalmică, o parte maxilară și mandibulară. Și astea trei împreună dau trigemenul. Și durerile trigemen sunt foarte păcătoase. De multe ori se face chiar, se fac acolo puncții și se pune acolo ceva care să mai scăblebească. Deci trebuie să știm, poți să avea 1-3 episoade pe zi, poți să fie de 2 săptămâni până la 3 luni, poate să apară și o măiar dispar. Și deci eu mai am o întrebare, da, legată de remedii rog, pentru durerile de cap. Da. Da. Sunt multe persoane cu care am stat de vorbă, pentru că... Și eu am episoade de durere de cap, am și episoade de migrenă, așa că puteți să mă întrebați că vă explic și eu cum stau lucrurile. Însă, unii spuneau că rezolvă durerea de cap cu o ceașcă mică de cafea. Cât de fericită este alăturarea asta?
Da, uite, asta e interesant. Deci, la migrene, ce se întâmplă? Brusc, vasele se lărgesc de sânge. Se face o vasodilatație. Și atunci, făcându-se vasodilatație, nu-i bine hrănit creierul și doare. Și în cazul în care apare, de exemplu, apare aura, dacă atunci se ia o cafea sau se ia niște cafeină, asta strânge vasele și cam diminuă sau dispare durerea la cele care au migrenă. Sunteți deci, de acord cu tratamentul care... acesta? În condițiile acestea de migrenă? N-auziți, trebuie să iei se dă și medicamente, cafeină, adică sunt medicamente. Acum, că aici urmează partea a treia. Momentul când cineva are treburile respective, el nu trebuie să se bazeze numai pe inteligența lui. Omul trebuie să meargă la medic, pentru că trebuie să fixeze exact ce s-a întâmplat. Și aici să știți că e poveste foarte lungă. Dar haideți să pornim și la a treia, să mai amintim câte ceva. Deci, această durere, spuneam că e mai frecventă, e cea mai severă. Asta apare mai mult la bărbați. E cam 2-7% ereditară. La bărbați e mai frecventă și apare între 28 și 30 de ani. Deodată dă peste un tinerel frumos și drăguț durerile respective, cluster asta. Și trebuie să vadă exact ce are. Îți dureri de cap, a ploapii superioare, a ochilor, chiar se pot înroși ochii respectiv. Și o durere care e maximă și groasnică. Și atunci, observ ce e important? Că sunt foarte multe tipuri de dureri de cap. Sunt peste 150 de cauze. E clar, deci sunt trebuie foarte să mergi multe. Neapărat la un neurolog. Și neurologul când ne prinde, începe să ne pună la întrebări de nezăpăcești. Întrebarea mea și probabil și a telespectatorilor este următoarea, pentru că nu reușim să ținem minte poate cum se numesc toate durerile acestea de cap, însă știu că mă doare capul și vreau să știu, domnule doctor, dacă mă doare capul, în ce fază a durerii de cap ar trebui să mă îngrijorez și chiar să mă duc la medic, pentru că nu orice durere de cap ne trimite la doctor. Pur și simplu mergem în la remediul bunicilor care ne-au învățat ce să luăm. La durerile acestea tensionale, omul se cam tratează singur. Așa. Își pune cartofi, bea apă, se culcă, mănâncă și vede cam ce are. Când nu-i dă de cap, se meargă la un neurolog. Mai ales la 3 episoade de cefalii pe săptămână. Așa. Trebuie să vadă, dumne, de ce am? Uite, a început să mă doară, faceți-mi socoteală. Și atunci încep să spune la întrebări, te zăpăcește. Când apare durerea, cum apare durere, cât timp ține, cum trece, cum se o declanșează, înțelegeți? Și atunci ai nevoie de niște date pe care el le fixează. Și dacă nu umblă cu tomografie computerizată, cu radiografie de craniu, cu electroencefalogramă, orele, ca să vedem, se face chiar puncție lombară. Se poate întâmpla să fie o presiune a lichidului intracranian. Și atunci, dând presiune, doare. De exemplu, poate să fie dureri datorită hipofizei. E un adenom hipofizar care face presiune și doare. Și atunci trebuie să mergi la un specialist. Deci durerile care apar mai des și mai pronunțate, mai intense, trebuie neapărat să ne facem un drum la doctor, să știm exact. Examen de sânge, fie face de exemplu, dacă e o tumoră. O tumoră e o formațiune care apare nechemată. Și a face presiune. Și atunci trebuie să știi, nu te joci. De exemplu, la hipofiză, dacă începi și ai dureri și ai dureri, nu lăsa, pentru că dacă crește mai tare și atinge chiasma optică, e suportabil, așa? Deodată nu mai vezi nimic și rămâi pe viață orbă. Pentru că tumora o ia înainte și atinge chiasma optică. Deci în momentul în care o tumoră și în momentul în care se întâmplă ceva, nu stai acasă și pui cartofi. Deci, bun. Deci pentru durerile avansate, acestea trebuie neapărat... Un specialist. Da, el trebuie mers la un specialist. Iar 150, care din ele o nimerești tu cu banul? Când trebuie să vezi exact cam exact. Care ar fi. Da. Și atunci mergi la un specialist. Și el începe să discute și spune la întrebări. Iar pentru celelalte dureri ușoare sau medii care apar, trebuie să avem grijă cu ce mâncăm, cum dormim.
Da, că facem cu cine ne enervăm sau nu ne enervăm, cât de mult ne stresăm și toate celelalte lucruri. Da. Domnule doctor, nu știu cum ați vrut timpul să știți. Poate să apară amețel, poate să apară pareze, poate tulburări de echilibru, tot felul de alte manifestări, tulburări de vorbire. Și atunci înseamnă că e o presiune la nivel de lichid cefalohidian. Cu alte cuvinte... Neapărat mergem la un medic și acolo ne spovedim. De întrebări și spune, domnule, eu cred că ești cam în partea asta. Și atunci urmărim, respectiv, nu-i bine să luăm multe medicamente, ci mă doare capul, iau un anticap. Bun, mi-a trecut durerea, dar n-a mi-a trecut cauza care a dat durerea. Asta este, cauza trebuie tratată. Mulțumim foarte mult, domnule doctor, pentru că ne-ați oferit atâtea informații la capitolul acesta atât de dorit de telespectatori, pentru că și pe românii doare capul și mai ales problemele care ne-au acaparat în ultima perioadă ne-a dat bătăi de cap foarte, foarte multe. Cel mai mare factor antistres. Așa, este. Știm că avem un tată cer care ne iubește. Să nu ne enervăm niciodată, să căutăm să iubim pe oameni, să iertăm, să nu ne enervăm. Dacă suntem bolnavi, nu ne speriem. Punctul numărul 1, dacă ai pace și liniște, înțelegeți? Chiar indiferent ce durere, nu e foarte intensă. Nervii pot accentua aceste dureri, cum spunea cineva, ce nu o bagă în seamă și mai trece. Dar important să vedem cauza exact care este și să nu o accentuăm noi, să nu ne tulburăm, să nu plângem, să nu ne speriem, să nu ne jelim la ele. Dom'le, am durerea respectivă, hai să vedem ce e cu ea, să vedem cum o rezolv. Deci e foarte important. Ați încheiat foarte frumos această discuție. Și terminăm cu Doamne ajută. Așa. Așa, asta am vrut să spun, că mi-a plăcut foarte mult cum ați încheiat această discuție. Până la urmă și Dumnezeu este marele medic, nu? Și atunci când mergem la el... Ceva. În momentul în care nu te doare, mulțumește lui Dumnezeu să n-ajungi ca să rogi. Înainte ca să rogi, mulțumești. Atunci nu-ți vine durerea. Interesant. Mulțumim, domnule doctor, multă sănătate. Vă doresc și să ne auzim și să ne vedem cu bine. Și fără dureri de cap. Fără dureri de cap. Asta să fie deviza acestei săptămâni și de ce nu a lunii acesteia, a vieții noastre de acum înainte, pentru că dacă suntem atenți la ce mâncăm, la felul în care relaționăm cu ceilalți și cu Dumnezeu, s-ar putea ca și durerile de cap să dispară.